Furios că a pierdut 5.000 de lei la păcănele, un bărbat a făcut un circ incredibil într-un bar din județul Bacău. A zdrobit aparatele de joc și a lovit cu pumnii pe cei care au încercat să-l liniștească. Secvențele violente au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Scenele violente s-au desfășurat într-un bar din comuna Plopana, județul Bacău. În imagini se vede cum bărbatul în cauză ia un scaun și îl aruncă direct într-un aparat de joc. Apoi apucă furios cu mâinile aparatul de lângă, dă cu el de pământ și îl zdrobește. Angajații, dar și câțiva clienți, încearcă să-l potolească. Însă individul, care era băut, potrivit martorilor, începe să-i lovească și pe ei. Bărbații nu ripostează, dar nici nu bat în retragere. Este momentul în care huliganul apucă iar un scaun și distruge toate păcănelele din încăpere. El e supărat că și-a pierdut banii la aparat. Probabil, dacă așa l-a dus capul, băutura, cred că... A ieșit încăierare, bine că nu s-a terminat mai rău. Am auzit că l-a ridicat. Cum de nu și-a păstrat cumpătul? Dacă el bea și nu înțelege, ce folosești că joci păcănele? Uite, de aia multă lume se dispart, ajung la omoruri, la bătăi. Tânărul, care s-a întors recent de la muncă din străinătate, a pierdut într-o seară 5.000 de lei. De atunci, spun cunoscuții, n-a mai avut liniște. Polițiștii au luat măsura reținerii unui bărbat bănuit pentru comiterea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștei publice. Acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bacău, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bărbatul va trebui să suporte din buzunar toate pagubele. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.